Dragă betele, sărută fetele. Dragii mei, sper că în această zi minunată să fiți alături de persoanele dragi, să oferiți multă iubire, căldură și să o primiți în schimb. Vă pup și vă iubesc. A voastră Maria. Astăzi de ziua dragobetelor vreau să vă urez să aveți o zi minunată alături de persoanele dragi vouă și iubite. Ce să vă mai spun? Iubiți-vă, că este cel mai important pe planeta asta să vă iubiți. Vă pup și vă iubesc! Bună, dragii mei, există 4 etape către fericire. 1 eu, 2 tu, 3 inimile noastre, iar 4 noi doi împreună. Vă iubesc, vă pup și vă doresc un dragobete fericit! Dragii mei, de dragobete, vă urez să fiți mai buni, să vă înțelegeți și să vă iubiți cel mai mult. Vă pup și vă îmbrățișez! Dragilor, această zi frumoasă este doar despre iubire, cum ar trebui să fie și celelalte zile, nu doar în această zi ar trebui să vorbim despre iubire, ar trebui să facem acest lucru în fiecare zi. Vă doresc să aveți o zi cât mai frumoasă și să o petreceți alături de persoanele iubite. Vă pup și vă iubesc! Bună, dragii mei! Astăzi de dragobete vreau să vă urez un sincer și călduros la mulți ani, să aveți parte de toată fericirea și iubirea din lume, să fiți alături de familiile voastre, să fiți alături de iubiții voștri și o primăvară frumoasă tuturor! Vă pupăcesc și vă iubesc! Dragilor, astăzi de dragobete vreau să vă urez să aveți o zi specială, plină de iubire, de dragoste. Pentru mine luna februarie este o lună specială datorită faptului că în această lună este născută fetița mea și vă doresc tuturor să aveți parte de același lucru pe care eu l-am avut acum 6 ani de zile în luna februarie. Vă pupăcesc și vă iubesc pe toți! Vă salut, dragilor! Astăzi este Dragobetele, o sărbătoare românească a dragostei și vă doresc să fiți fericiți alături de persoana iubită și la cât mai mulți ani împreună. Vă pup! Dragilor, nu știu să vă zic diferența dintre ziua de dragobete și Valentine's Day. Pentru mine sunt cam același lucru. Dar un lucru pot să vă spun clar. Cel mai frumos sentiment este să fii îndrăgostit. Probabil ați văzut și parcursul meu în emisiune și ați văzut ce fel de m-am fost atâta timp cât am fost îndrăgostit. Momentan sunt într-un regres sentimental. Sper să-mi revin cât mai repede și nu uitați să iubiți! Dragilor, astăzi este ziua îndrăgostiților la români, așa că vă doresc o zi cât mai frumoasă și să vă iubiți și, cum se spune, de dragobete să sărută fete. Sărutați-vă, dar din dragoste. Vă pup! Bună, dragilor, astăzi de Sfântul Dragobete. Vreau să vă transmit și eu un mesaj. Este foarte frumos să iubiți, vă spun din proprie experiență. Și dacă nu l-ați întâlnit încă acel sentiment, vă încurajez să luptați pentru el și să iubiți în continuare. Salut, dragilor! Astăzi este Dragobetele, ziua îndrăgostiților la noastră, a românilor. Vă pup și vă urez o zi minunată! Bună ziua, dragilor! Astăzi vorbim despre Dragobete, Dragobetele fiind ziua tradițională a iubirii în România. Țin să vă reamintesc că iubirea este cel mai puternic sentiment, cu iubirea poți schimba lumea, iubirea poate schimba omul și vreau să vă petreceți această zi împreună alături de cei dragi, alături de iubita sau iubitul tău, să vă bucurați unul de altul și să vă simțiți iubiți și apreciați. Bună ziua, dragilor! Vă doresc ca această zi să vă iubiți cât mai mult alături de cei dragi, să vă umple inima cu iubire și fericire. Vă pup și vă iubesc! 8 litere, 2 cuvinte, un singur înțeles. Te iubesc! Iubiți-vă mult! De dragobete, vă doresc din suflet să simțiți cu toții pe propria piele puterea dragostei.